Sunt la Mândra, Telenești. Aici Mândra mă întâmpină cu un verset din Horațiu, devenit dicton latin, antic. Carpe diem, bucură-te de ziua de azi. Sau unii mai zic, profită de ce ai acum. Bine, depinde cum interpretez. Să nu ajungem ca regele acela francez, care zicea că după noi potopul, după mine potopul. Eu zic să trăim viața, existența asta responsabil și mai rezervat, mai reținut, pentru că s-ar putea să aibă de suferit unii care vin din urma noastră din cauza consumerismului nostru irresponsabil, din cauza distrugerilor pe care le facem pentru natură și care afectează sănătatea noastră și a urmașilor noștri sau a urmașilor celor din jurul nostru. Deci, da, carpe diem, bucură-te de ziua de azi, profită de situația de acum, dar fii cu grijă pentru ziua de mâine. Chiar dacă nu te gândești la urmași, ar putea chiar ție să-ți fie rău mâine, pentru că azi ai consumat toate resursele planetei, pentru că ai poluat în jurul tău totul, și ape, și soluri, și aer. Deci îndemnul nostru de ecologiști este să consumăm mai responsabil, mai rațional, și carburant, și ape, pentru că s-ar putea să ne pară rău. Carburanți ăștia fosili, cărbune, lemn, benzină, motorină produc mult CO2 și asta duce la încălzirea atmosferii și produce efect de seră. Și după cum vedem, deja schimbările climatice cauzate de activități umane își pun cuvântul. Vedem fenomene meteorologice extreme, ceea ce nu era chiar câțiva ani în urmă. Și veri reci și ierni fierbinți și 50 de grade în Canada și 35 de grade la cercul polar. Plus, nu cu minus. Toate astea pot fi oprite cu un mic efort, sau putem să ne pregătim, să investim în pregătirea umanității ca să facă față schimbărilor climatice. Nu să ne trezim că murim de foame, cum iată să moare în Madagascar și mănâncă acum gândaci, pentru că n-au fost pregătiți, pentru că nu s-au așteptat la o schimbare atât de bruscă. Și din cauza secetei, din cauza schimbărilor climatice, nu au ce mânca acum populația Madagascarului. Deci haideți să fim raționali, rezonabili, să nu ne cumpărăm neapărat ultimul iPhone sau ultima mașină, chiar dacă mai avem una. Să nu aruncăm imediat o haină după ce s-a discutat un nasture ca să cumpărăm alta, ci eventual să coasem nasturile la loc și să reparăm haina aceea. La fel și cu sculele de casă, cu aparatele, pot fi reparate cu minimă investiție, cu minim efort, și nu alergăm după ultimul recnet al modei, ci să folosim, să ne bucurăm de ziua de azi cu gândul la ziua de mâine. Eu iată-mă din nou pe bicicletă, pedalez, de data asta de la mine, de la Baștină, înapoi spre capitală. Am făcut primii 25 de kilometri, mai am de 3 ori ca pe atâta. Trec prin sate, prin orașe, am de gând să intru și prin Orhei azi, cu lozinca de partid, cu drapelul de partid, cu geaca de partid, pe asta o am de la București. Filmez ce văd ilegalitate, comunic cu oamenii. Adineauri s-au oprit niște consătieni de mie și mi-au propus să merg cu mașina și am zis că mă înțămesc, cu mașina mai am ocazie, dar cu bicicleta când, unde, dacă nu acum vara, pe vreme minunată,
nici prea cald, nici prea rece și vântul îmi suflă din spate. Pentru prima dată am așa bucurie, eu să pedalez și vântul să nu îmi sufle din față. Pentru că exista o vorbă că biciclistului tot timpul vântul îi suflă din față. Ei bine, eu azi sunt un biciclist norocos. Îmi suflă vântul din spate, nu mă ajută cu drapelul ca să mi-l fluture în vânt, dar găsesc eu cum să-l înșir ca să se vadă de departe, dar mă ajută la pedalat. Chiar dacă e locul drept, e minunat că te împinge și vântul. Carpe diem, bucurați-vă și voi de ziua de azi. Am uitat să întorc imaginea ca să vedeți și voi ce scrie pe lozinca mea, ce scrie acolo, dar nu-i greu de intuit și oricum pentru YouTube o să fac un efort și o să răsucesc imaginea. Carpe diem responsabil. Votați Partidul Verde Ecologist. Aduceți oameni noi responsabili în politică.